Salutare și bine ai venit la un nou interviu video aici pe startup.ro. Astăzi discutăm despre jurnalism și despre cum poți face business din jurnalism și mai exact despre jurnalismul independent din România cu un ultim proiect care s-a lansat pe piață, inclusiv.ro. Am alături de mine pe Ștefan Maco, cofondator inclusiv.ro. Salutare! Salut, Neața! Mulțumesc că m-ați primit! Voi începe ca pe Eugenia Vodă. Cu o întrebare clasică pentru cei care nu vă știu deja, ce este și cine este inclusiv.ro? E o întrebare mai formată din două părți. În primul rând, suntem trei fondatori inițiali, un nucleu de jurnaliști, eu, Victor Ilie de la Rise Project și Luiza Vasiliu de la Editor Scena Nouă, care a publicat și pe Casa Jurnalistului la Dilema, etc. De la noi a plecat această idee să facem o publicație finanțată exclusiv de cititori, dar nu doar finanțată de cititori, ci susținută de cititori și cu idei de subiecte și chiar cu skillurile personale. Nu este o idee originală, inventată de noi, este un trend global, care a pornit acum vreo 6 ani în Occident și au apărut până azi, cred că sunt peste 50 de inițiative de genul ăsta în Europa și în America de Nord. Dar modelele noastre de inspirație principale sunt The Correspondent din Olanda, care s-a lansat recent și în Statele Unite cu un crowdfunding gigant, și Crowd Reporter din Germania, practic primele și cele mai mari crowdfunding-uri în zona asta de jurnalism. Am replicat modelul la piața din România, bazându-ne pe experiența noastră în presă independentă în ultimii 7 ani. Am mai făcut chestii asemănătoare la Casa Jurnalistului, dar nu de amploarea asta. Basically astea. Astăzi suntem, tocmai s-a terminat campania pe 20 mai, avem 1643 de oameni care au contribuit între 24 de euro și 1200 de euro pe an în avans. Practic am strâns undeva la 104.000 de euro. Ăsta e bugetul cu care pornim la drum chiar de azi. Pentru că eu voi încerca să iau eu cumva cel care se uită, pentru că știu cumva o parte din poveste. Și vreau să te întreb de ce ați simțit nevoia unei noi publicații, pentru că spuneai, ați avut experiență înainte, a Casa Jurnalistului, a Price Project, alte platforme de jurnalism independent. De ce o nouă publicație? Care a fost de fapt argumentul din spate inclusiv.ro? Nevoia principală, dincolo de nevoile noastre personale ca jurnaliști și de experiențele noastre din ultimii ani, nevoia externă principală sau cererea, poate, dacă pot să-i spun așa, din partea publicului a fost de o atenție mai mare la durerile cititorilor. Și la Casa Jurnalistului și la Rise Project și în celelalte proiecte la care am colaborat fiecare, am avut momente în care am reușit să implicăm publicul, însă nu suficient, și mai ales după, probabil, perioada aia cu februarie 2017, OUG, lumea s-a simțit mai abandonată decât de obicei, și atunci eram încă la Rise Project. Și în următoarele luni au venit mii de mesaje pe toate canalele Rise Project la oameni disperați care nu mai aveau la cine să apeleze. Justiția nu funcționează, parchet, poliție, autorități locale în toată țara la pământ, și am stat câteva săptămâni, am răspuns la, cred că, aproape 1000 de mesaje cu propuneri clare, cu problemele oamenilor, cu cereri disperate, în fine. Și chiar mi-am dat seama că e o nevoie extraordinară a oamenilor de a fi ascultați și că nu prea are cine să-i asculte la modul ăsta, și am stat și am discutat cu Victor și cu Luiza. Ne-am gândit cum putem să facem o publicație care să aibă și acest cadru în care să putem să ascultăm mai mult ce au oamenii de zis.
Și asta ne ajută în primul rând pe noi să fim, să fim mult mai relevanți, în loc să stăm noi la redacție să ne gândim ce subiecte să mai facem azi. Practic să colectăm din această, iată, avem acum 1643 de potențiale surse de, de idei, de subiecte. Cam ăsta a fost motorul inițial. De asta am zis, bă, hai să facem o publicație nouă, pentru că niciuna din celelalte, niciunul dintre celelalte proiecte în care eram deja implicați nu, nu ne permitea să, să accelerăm cumva implicarea asta a cititorilor. Era foarte greu să modifici modelul de funcționare dintr-o parte sau alta ca să accepti mai mult. Efectiv, îți trebuie foarte multe resurse să faci chestia asta și atunci am zis că e mai simplu să construim de la zero. Dar văzusem de multe ori, apropo de implicarea cititorilor, momente când o publicație sau alta, și mă duc cumva în zona jurnalismului independent, fie vorba de casa jurnalistului, fie că e vorba de Recorder sau alții, în momentul când, să spunem, publicau ceva care nu e neapărat pe placul cititorilor, nu a tuturor, dar cei nemulțumiți erau foarte vocali, exista un val de nemulțumire. Nu ți se pare complicat sau, n-aș spune periculos, să implici atât de mult oamenii încât să creezi un bias în construirea materialelor, practic, să trebuiască mereu să te ridici la așteptările lor? Am pus frână din start multora dintre potențialele așteptări prin setul de principii pe care le-am publicat din prima zi când am lansat campania de crowdfunding. Sunt 9 principii în care subliniem foarte clar de unde venim, ce gânduri avem și cum vrem să le punem în practică. Setul ăsta de principii ar trebui să mai domolească din așteptările poate nerealiste sau exagerate ale unora dintre cititori. Dar să știi că lumea este astăzi mult mai receptivă, mult mai deschisă, mult mai educată din punct de vedere media decât acum 5, 6, 7 ani, 10 ani. Au început tot mai mulți români să înțeleagă nu doar rostul, ci și importanța extraordinară a jurnalismului și cei mai mulți din cei 1643 de membri pe care îi avem până acum nu vor veni cu așteptări exagerate sau nu vor încerca să ne impună lucruri din exterior și înțeleg că trebuie să lași jurnaliștii să-și facă treaba. Sigur că nu suntem nerealiști sau idealiști să spunem că bă, o să fie totul floare la ureche și nu, normal. Dar și când nu ai o așa deschidere față de public, iată, bine spune, la Recorder sau în cazul altor publicații când publică ceva care nu e neapărat pe aceeași lungime de undă cu mare parte din public, apar nemulțumiri. Este normal. Dar rolul nostru este să amintim oamenilor că există și alte genuri de probleme, nu doar cele pe care le văd ei și, în primul rând, să știe toată lumea permanent că rolul jurnalistului nu este de a cânta cum dictează publicul, ci de a-l ajuta pe el, public, să se schimbe optica. E imperios necesar să avem acele momente în care oamenii să se supere pe noi, ca ei să poată înțelege și noi să putem acționa împreună mai departe. Apropo de, când spuneai de rolul jurnalismului, și țin minte o discuție la un moment dat cu bunica mea, vorbind ea despre un, să zicem, jurnalist, comentator astăzi, Cristian Tudor Popescu. Și ea nemulțumită că, uite, dacă tot comentează atât de mult, de ce nu candidează el? Că pare că știe mai bine. Și vreau să vorbim un pic de
rolul jurnalismului realist, ce poate să facă jurnalismul astăzi în România, până unde se poate duce, tocmai pentru a măsura așteptările oamenilor. Că de multe ori oamenii așteaptă o schimbare, dar care poate nu e adusă neapărat de jurnalism. Jurnalistul pune pe tapet niște lucruri. Tocmai de asta am zis, hai să facem o redacție deschisă în care, în primul rând, oamenii să vadă cum se întâmplă jurnalismul, ce presupune să faci o anchetă, un reportaj, chiar și un interviu, o știre, să poată învăța măcar bazele mecanismelor jurnalistice, astfel încât, revin acum la acele așteptări nerealiste, să nu mai aibă așteptări exagerate de la jurnaliști. Suntem și noi niște oameni normali, de multe ori o ducem foarte greu, avem niște salarii mizere de cele mai multe ori, indiferent că ești reporter la televiziune sau la un amărât de ziar local, viața nu este extraordinară. Nu suntem supereroi, chiar dacă avem ocazional, nu știu, subiecte extraordinare care schimbă guverne sau mai știu eu ce, dar rolul jurnalistului nu este nici să schimbe lumea și nici să candideze pe funcții publice. Rolul jurnalistului este să colecteze cât mai multe informații, să le cearnă, astfel încât tu, dacă ești într-o extremă sau eu sunt în cealaltă extremă, să ne putem apropia unul de celălalt ca să discutăm. Ăsta cred că este rolul principal al jurnalismului, să creeze cel puțin al tipului de jurnalism pe care îl propunem noi la Inclusiv. Îi zicem jurnalism constructiv. În America se cheamă Solution Oriented Journalism. Vrem să discutăm nu doar despre probleme, ci și ce se poate face ca să le mai ameliorăm. Și atunci este obligatoriu să putem discuta unii cu alții. Ori dacă noi ne polarizăm și ne distanțăm permanent, este foarte greu să discuți. Misiunea noastră, dacă vrei, ca jurnaliști la Inclusiv în următorii ani, va fi să creăm aceste puncte sau punți de comunicare între oameni care poate în mod normal nu ar vorbi între ei. Și chiar dacă nu vorbești sau nu te împrietenești cu celălalt, măcar să înveți să-i asculți punctul de vedere. Că spuneai de bani, de salarii, vreau să mă întorc un pic spre campania aceasta de crowdfunding, unde ați ajuns la 104.000 de euro. Ce înseamnă pentru publicație astăzi un buget de 104.000 de euro, mai mult sau mai puțin, că sunt și taxe pe acolo, pentru un an? Că e vorba de bugetul pe un an. Da, este bugetul pe un an. Este bugetul de pornire pentru primul an. Noi când am proiectat, de fapt, bugetul pe un an în condiții decente, nu ideale, dar bune la nivel de presă independentă în România în 2019, bugetul ar fi pentru 12 luni undeva la 148.150.000 de euro. Practic, noi suntem la două treimi din necesar. Dar totuși avem o poziție privilegiată, niciodată nu au nicio inițiativă de jurnalism independent, nu a plecat cu un buget măcar la drum, fie el și de 5.000, 10.000, 50.000 de euro. Deci din punctul ăsta de vedere este un succes foarte mare. Într-adevăr, trebuie să redimensionăm constant costurile publicației. O să începem cu 5 oameni full-time, încă nu am decis. Am vrea să avem contracte de muncă, nu ca orice om normal, dar este foarte, foarte greu să ții o echipă cu povara asta de taxe, practic. Dar ăsta ar fi planul, să pornim în luna viitoare, vom începe să căutăm și oameni. Suntem doi până acum full-time, eu și Victor Ilie, pentru că, din păcate, cei mai mulți colegi de pe site au alte angajamente full-time, la care nu pot să renunțe. Dar vom căuta încă un editor și doi reporteri, cel puțin, ca să ne apucăm de treabă. Vreau să fac o mică paranteză, dar tot în zona asta, că în timpul campaniei ni s-a reproșat
cumva că am fost prea transparenți pe pagina de membership, am zis în mare cam pe ce se duc banii ăștia și am scris acolo 75% cheltuieli de personal. Jurnalismul se bazează foarte mult pe personal, ca orice alt business, de altfel costurile majore în orice fel de afacere sunt cu personalul, cu resursa umană, care este principalul producător de venituri. Și în orice firmă sau SRL ai undeva la 70-75% costuri de personal. Dar, într-adevăr, va fi o provocare să găsim formulele de plată cele mai bune, astfel încât să nu facem nici compromisuri extraordinare, pentru că unul din motivele personale pentru care ne-am bucat de proiectul ăsta a fost, bă, hai să nu mai mergem cu mișmașurile astea, cu drepturi de autor care nu sunt de fapt drepturi de autor și tot felul de combinații între tipuri de contracte care mai de care, ca să nu cădem în cap de la o lună la alta. Dar, na, socoteala de acasă nu e apropo de asta, strălucită. Apropo de asta, din nou, ca să facem așa o imagine a cum a funcționat până acum jurnalismul independent și mă refer cumva de prin 2011-2012 încoace, când a început să se formeze, nu creu asta. Cum ați supraviețuit voi ca jurnaliști independenți? Pentru că de multe ori, cred că cuvântul e potrivit, supraviețuire. Da. Până acum. Pentru că oamenii au văzut, au apreciat materialul, au dat share, au dat like. Da, poate o să fie un pic, nu știu, patetic, dar mi s-a imprimat în memorie un citat interesant din The Wire, care este serialul meu preferat, nu știu dacă l-ai văzut. E o poveste extraordinar de bine scrisă despre corupția din Baltimore din anii 90-2000 și acolo un senator corupt spune la un moment dat că în primul an te târăști, în al doilea an începi să mergi și abia din al treilea an înveți să alergi. Ei, la noi a durat 7-8 ani acest proces, dar într-adevăr ne-am târât destul de mult. A fost cazul, mai ales la Casa Jurnalistului, de noi fiind și tineri am fost un pic mai radicali și am trăit chiar de la mână până la gură, de pe o zi pe alta, cu mâncare adusă de prieteni și țigări la bucată. Dar evident nu este un model sustenabil, nu poți să îți faci o carieră pe termen lung din supraviețuire. Poți să faci niște proiecte mișto și am făcut toți cei care am participat la acest colectiv jurnalistic proiecte foarte, foarte bune, însă din păcate din toată acea energie tinerească nu am reușit să clădim la Casa Jurnalistului un model sustenabil. Dar acea experiență, iată, ne-a ajutat enorm să tragem niște concluzii folositoare și să punem pe picioare acest proiect care are șanse să devină un model sustenabil și să poată fi replicat și de alte inițiative. Că spuneai de critica aceea cu 70-75% costuri de personal, cred că ar trebui să spunem că până la urmă, dacă ai niște jurnaliști care sunt plătiți foarte prost, riscul de a fi, să spunem, coruptibil, ca să folosim termenul ăsta, e mare, până la urmă. Dacă ți-e foame, la un moment dat iei de unde poți, dacă nu ai structura morală. Cred că s-au schimbat foarte multe în generațiile noastre, adică relația noastră cu corupția este mult mai, nu știu cum să o cataloghez, rece. Da. Suntem revoltați, refuzăm să facem lucrurile cum o făceau poate colegi dinaintea noastră. Nu cred că corupția sau coruptibilitatea e unul dintre elementele riscante în această situație, dar nesiguranța este foarte grea și eu personal am avut niște ani foarte grei în ultimii 5-6 ani în care am avut nevoie de psihoterapie, de doctori, de mi s-au întâmplat foarte multe lucruri și direct legate de muncă și cumva efecte colaterale sau cum vrei să le zici și nu poți să faci chestia asta când tu nu ai un venit stabil, oricare ar fi el.
Evident că nu poți să faci asta nici pe salariu minim. Că la un moment dat dădeam cam 800 de lei, aveam un venit de 2000 de lei, să zici că e ok, nu plăteam chirie, dacă aș fi plătit și chirie, dar dădeam 800 de lei pe lună pe terapie. Adică, practic, jumate din venit îl dădeam pe psiholog ca să încerc să mă recuperez după niște traume suferite în câmpul muncii. Sunt tot felul de cheltuieli și de costuri personale care derivă direct din meserie, mai ales când faci jurnalist de investigație. E o muncă care te consumă fantastic. Am 31 de ani și părul meu îl va concura în curând pe Virgilianțu. Nu o să avem niște salarii fantastice. Ți-am zis, 104 minus taxe, impozite, etc., împărțit la 5 oameni și alte cheltuieli, și o să fie un salariu decent de București, pe la 3.000-3.500 de lei o să fie media. Plus că, pentru o muncă grea, adică nu... E o muncă grea și cei care se uită trebuie să știe că nu e o muncă de birou, nu stați într-un birou, trebuie să vă duceți... Muncă de teren... Pe teren, să tăiți acolo. De dimineață până seara, practic. Apropo de partea asta de bani, ați trăit în ultimii 5-6 ani în diverse proiecte independente. Cum a fost pentru voi să vă adaptați mentalitatea, pentru că până la urmă suntem un site de business, ideea aceasta de a gândi totuși presa ca o afacere până la urmă, pentru că ar trebui să fie. Am făcut un compromis foarte mare din start. Este o afacere socială. Ne-am organizat ca non-profit. În primul rând pentru că nu știm nimic despre afaceri. Eu de un an și ceva am început să învăț, dar îți trebuie mult mai mult timp ca să devii măcar decent în orice domeniu. Am făcut acest compromis ca să nu ne legăm la cap cu... Suntem oameni până la urmă și am zis hai să evităm din start discuții cu dividende, cum se împart profiturile și cine știe că ar putea să fie o sămânță de scandal acolo. Și atunci facem un non-profit, toți banii se varsă în activitatea noastră jurnalistică, ideea e să trăim și noi decent, dar publicația să stea pe picioare cât mai bine. Dar nu am mers pe modelul de donații, pe caritate, tocmai pentru că operăm ca un business, suntem practic un business, doar că avem o altă formă de organizare. Crezi că a fost un lucru negativ pentru că în ultimii ani s-a vorbit mult despre donații în partea asta de jurnalism independent? Toată lumea... Sunt două probleme pe care le-am identificat în cursul acestei campanii de crowdfunding sau poate ne-am vizualizat mai clar. Odată ne-am pierdut total reflexul de a plăti pentru informație, pentru jurnalism. Ziarele au dispărut de mai mulți ani. Ce se găsește la tarabe, din păcate, e foarte subțire din orice punct de vedere. Lumea nu mai are obișnuința de a scoate un ban din buzunar ca să citească informație și mai ales dacă nu primești ceva fizic, ai impresia că informația e gratuită. Dacă plătești totuși pentru ea online, simți că e un act caritabil, e un gest de noblețe să ajuți niște amărâți de jurnaliști să-și facă treaba. Ceea ce nu este departe de adevăr sau nu a fost cel puțin pentru mai mulți ani de zile, dar a fost foarte greu pentru noi să reușim să comunicăm în timpul campaniei că nu este vorba de donații și foarte puțini oameni au înțeles că nu este vorba de donații. Și nu este vorba de donații din mai multe puncte de vedere, fiscal și juridic. Pentru că ți-am zis, plătim pentru fiecare euro pe care l-am primit în această campanie, plătim TVA, vom plăti și un impozit pe venit, din păcate, pentru că depășim pragul de venituri pentru ONG-uri de la care nu se impozitează anual. Deci, practic, o să rămânem cu un sfert din acești bani. Dar este totuși un model de business pe care ni l-am asumat și pe care vrem să-l dezvoltăm
în următorii ani și cumva suntem primii în România care am apelat la modelul ăsta de membership. De aceea am și lucrat cu o platformă din Germania care se cheamă Steady, de care n-a auzit nimeni și mulți oameni au fost nemulțumiți de felul în care funcționează sau de ce nu ați mers cu PayPal sau cu Patreon, care la. Și răspunsul este foarte simplu, pentru că Steady se ocupă de toate birocrațiile și ne dau nouă singură factură. În loc să am astăzi 1643 de facturi pe masă de care să mă ocup și să-mi omor două luni din viață ca să le introduc în contabilitate, primesc o factură de la Steady pentru care evident plătesc. Este un serviciu pe care l-am cumpărat și pentru care plătesc, ca să mă scutească de alte cheltuieli mult mai, mult mai complicate. Acum că s-a încheiat campania de crowdfunding, dar oamenii pot în continuare să devină membri pe site, ce urmează pentru voi? Știu că ați făcut deja câteva materiale, ați lansat un material video și un podcast. Ce înseamnă următoarele luni pentru voi? Materialele au fost, iarăși, din punctul meu de vedere, un compromis necesar în cele din urmă, pentru că suntem totuși o societate tradițională și foarte sceptică și e foarte greu să câștigi încrederea oamenilor doar cu CV-ul pe promisiuni. Și atunci am decis să facem aceste materiale, deși nu aveam resurse nici financiare, nici de timp. Poate ele nu sunt cele mai grozave materiale de care suntem capabili. Mai avem câteva în lucru. Podcastul despre șpagă pe care l-am lansat în timpul campaniei a fost foarte bine primit și există un potențial foarte, foarte mare pe zona asta de podcast investigativ, unde apparently nu a intrat încă nimeni în această zonă. Evident, vrem să dezvoltăm această parte, dar până atunci mai avem câțiva pași. Primul pas este să ne așezăm, am găsit un spațiu pentru redacție. Al doilea pas va fi să începem să implicăm comunitatea. Vom avea o serie de mici formulare pe care le vom trimite membrilor noștri, prin care le vom cere să își trimită și ei ideile de subiecte, să ne spună ce fel de teme interesează, ce fel consumă informația, pentru că e foarte important să fim relevanți și din acest punct de vedere. Eu, în calitate de consumator, vă spun sincer, nu mai am răbdare să citesc decât foarte rar. Nici la video nu prea mă mai uit decât dacă e foarte scurt. Și atunci e o provocare foarte mare în acești ani să găsim formate noi în care să nu le răpim prea mult timp oamenilor, dar totuși să le oferim informația care contează. Va fi practic un experiment continuu. Există niște modele, cele de care îți spuneam, The Correspondent, Crowd Reporter și alte publicații, care funcționează deja de câțiva ani în colaborare cu publicul și evident avem foarte multe lucruri de învățat de la acești colegi, dar va fi în mod continuu un proces foarte complicat de învățare și pentru noi și pentru oameni. După ce trimitem aceste formulare, în paralel, evident, ne apucăm de săptămâna viitoare sau peste două săptămâni să dezvoltăm platforma, pentru că în acest moment este doar sunt două pagini fără back-end, nu avem un editor de text. Și dacă am avea subiecte, ne-ar lua foarte mult timp să le punem în pagină, pentru că ar trebui cineva să le codeze efectiv. Și atunci e foarte complicat. Deci până în luna octombrie, ăștia sunt pașii. Să creăm o agendă împreună cu cititorii noștri, membrii noștri fondatori, să dezvoltăm platforma tehnic și să începem documentarea de noi materiale, astfel încât în octombrie, cum am planificat, nu știm exact dacă la început sau la sfârșit, dar sperăm să fie luna octombrie, să putem lansa oficial publicația cu câteva materiale
foarte bune și să ne bucurăm cu toții împreună de ele. Care va fi relația voastră cu rețele sociale astea care ne-au, care într-un fel sau altul au crescut, dar au și dărâmat într-un fel sau altul impactul jurnalismului pe Facebook? Știm cu toții, ok. Dacă nu exista, poate, Facebook, materiale... Probabil care... nu am fi discutat. Da. Acum. Materiale care tare, care colegiile de la Casa Jurnalistului și alții n-ar fi ajuns, n-aveau un să ajungă. Împărțeația semafori sau printate. Dar care va fi relația voastră cu Facebook astăzi în 2019, când deja e... Da. Cred că cumva pot să mă întorc la același exemplu pe care ți l-am dat cu târâș, mers și alergat. Am fost cu toții în era asta a târâșului pe internet, în care toată lumea a făcut ce a știut, cum a știut, și cumva nimeni nu și-a dat seama care vor fi efectele. Acum începem, de fapt, să ne dăm seama cam în ce direcție merg toate lucrurile astea și să putem lua măsuri. Facebook rămâne un instrument foarte important de ajuns la oameni, mai ales, sau de adus oameni la tine. Cred că trebuie să schimbăm puțin direcția tranzitului. Dacă până acum toată lumea s-a aruncat și am renunțat la bloguri, la site-uri, la nu știu ce, ne-am aruncat cu toții integral pe Facebook cu conținutul, trebuie să tragem puțin frâna și în direcția asta și să inversăm tranzitul informației, să-i aducem pe oameni din Facebook spre canalele noastre proprii. De-aia noi o să avem practic pe platformă o zonă de membru în care vrem să ținem discuțiile pe marginea articolelor. Avem o pagină de Facebook care are deja 10.000 și ceva de like-uri, ceea ce e foarte bine. Dar nu o să punem materialele pe Facebook. Ele vor fi la liber. Dacă tu vrei să dai share pe Facebook, ești binevenit, nu se supără nimeni. Însă, ce înseamnă de fapt, poate prima calitate ușor de înțeles a unui membru inclusiv, este că poate să comenteze. Și pe noi ne interesează să ținem conversația la noi pe site, pentru că e foarte greu când apar 10 thread-uri pe Facebook, fiecare postare pe marginea articolului, cu fiecare cu discuția proprie, să poți interveni peste tot și să ții cumva o direcție la conversație. E foarte greu și e foarte obositor. Și atunci să încercăm măcar să-i aducem pe oameni la noi, să încercăm să avem niște discuții decente. Faptul că trebuie să fii membru este și un filtru la reacțiile la cald imediate cu ca să nu vorbim cuvinte urâte. Poți să fii membru și cu un euro pe lună. Nu o să fie o problemă. Dacă chiar vrei să ne înjuri, măcar învață să îți formulezi injurile într-o modalitate constructivă. Filtrul va fi la comentarii, practic, pentru că materialele vor fi disponibile tuturor. Da. Nu ați pus un paywall în fața articolului. Nu am pus un paywall pentru că cum discutam în acest moment, există atât de puțină informație relevantă în peisajul media din România, încât suntem foarte puțini jurnaliști. Nu cred că suntem într-o piață în care să ne permitem să restricționăm accesul publicului pe criterii economice. De-aia am făcut foarte clar și în campanie că faptul că tu poți să-mi dai niște bani îl ajută și pe cel care nu poate să îmi dea niște bani să aibă acces la informații. Apropo de bani și capacitățile până la urmă publicului românesc de media de a investi într-o publicație. Aveți 1643 de membri. Până unde se duce limita aceasta de oameni care ar putea plăti pentru jurnalism sau care ar vrea? Pentru că, mă uitam, sunt diferite publicații care iau o formă de membership de la cititori și sunt 300 de oameni acolo, 500 într-o parte, 1600 la voi, nu știm exact câți sunt aceiași. Mulți sunt aceiași, într-adevăr. Dar ce este deosebit la proiectul nostru este că oamenii ăștia, 1643 de oameni, au dat bani în avans pentru un an
pentru o idee. Mm-hmm. Ceea ce mie cel puțin, evident, nu am cifre și nu pot să fac niște estimări, dar cred că permit să risc un pronostic că potențialul este mult mai mare. Noi, dacă am fi deschis contribuții lunare în această campanie, estimările celor de la Steady sunt că platforma pe care am folosit-o, pe care o folosim, este că am fi strâns undeva la 400.000 de euro. Dar nesigur de unul pentru că alta. Mulți nu au să-ți dea 100 de lei astăzi, dar poate să-ți dea 5 lei sau 2 lei pe lună. Este o zonă puțin explorată încă și trendul în general cred că este spre deschiderea oamenilor față de jurnalism în general și, cum ziceam și mai devreme, tot mai mulți înțelegem necesitatea și importanța jurnalismului și ok, chiar dacă poate jumate din 1600 mai susțin și alte inițiative, vor mai apărea cel puțin încă 2-3.000, 5.000, 10.000 de oameni în următorii ani dispuși să dea câțiva bani pentru presă. Creația jurnalismului de investigație, să punem sub cupola asta mare, cu tot ce înseamnă finanțare, a fost destul de complicată. Mă uitam, de exemplu, pe premiile Superscrie, unde știm cu toții că de când există categoria de jurnalist de investigație, niciodată n-a fost sponsorizată de cineva. Fiecare altă categorie e sponsorizată de câte un brand. Nimeni n-a vrut să se asocieze cu investigație. Cum priviți voi zona aceasta, de exemplu, dacă, pentru că aveți membership, să spunem, de 1.000 de euro și înțeleg că sunt oameni care au contribuit cu 1.000. Dacă vine o companie și spune, fără nicio altă, știi, cum e orice companie a început, fără nicio altă condiție, vrem să dăm 20.000 pe an. Care e răspunsul vostru? Păi nu avem opțiune de 20.000. Dacă vine cineva de la companie și zice că vreau să dau niște bani cu cardul meu de persoană fizică, nu mă deranjează. Că e numele companiei sau un alt nume. Pe noi ne interesează colaborarea cu persoane fizice, nu cu companii. O companie are o agendă, evident, și persoanele fizice au agende, dar nu au agenda unei companii. Și n-au puterea de o impune. Tu dacă vii de la o companie, dar vii cu agenda ta personală și cu banii tăi personali, nu este nicio problemă. De aia noi am creat niște pachete foarte mari, au fost mai mult de test. Surpriza plăcută a fost că, de exemplu, 7 persoane au ales pachetul de 1200 de euro pe an. 1200 de euro sunt foarte mulți bani să îi dai odată cu cardul. Nici nu mai știu când am avut sau dacă am avut 1200 de euro pe card ultima oară. Cel mai mare pachet însă a fost de 6.000 de euro și testul nu a reușit, nu a dat nimeni 6.000 de euro. Dar am avut un cetățean care a venit cu câteva zile înainte de încheierea campaniei și aveam pe la 70.000, cred că, de euro în acel moment și a zis, eu sunt dispus să dau diferența până la 100.000 dacă nu se strâng banii. Și eu am zis, ok, poți să intri pe site, există acest plan de membership de 6.000 de euro cu care mai poți să inviți 10 prieteni sau nu știu câte membershipuri sunt incluse de fapt în acel pachet. Și omul nu a vrut. El vrea pur și simplu donație cu contract de donație și nu știu care erau interesele lui netransparente, dacă existau. Dar insistăm să mergem cât se poate de mult pe această formă de contribuție ca să nu avem nu știu câte linii diferite de venituri de gestionat în acest moment. Evident, o să testăm și alte tipuri de venituri, comerciale sau nu, dar în acest moment, până când reușim să ne punem pe picioare, probabil vreo 18 luni, membership-ul acesta va fi singura opțiune de contribuție și doar pentru persoane fizice, indiferent de câți bani ne-ar propune cineva. De ce? Pentru că, așa cum am mai explicat, chiar dacă, nu știu, se întâmplă ceva și dezamăgim foarte mulți oameni, să zicem, după un an de activitate, din cei 1640 la care se vor mai adăuga
membrii cu contribuții lunare, cel mai probabil, nu avem cum să-i dezamăgim pe toți în bloc și toți să se supere și toți să-și retragă susținerea și să rămânem fără bani. În schimb, dacă vine un brand care ne dă azi 20.000, eu nu am nicio garanție că orice aș face pot să-l mai conving și anul viitor să vină cu aceeași contribuție. Ori să rămân fără 20.000 de euro poate să îmi creeze niște probleme foarte mari. Știi foarte bine ce înseamnă să convingi câteva branduri sau câteva companii să investească în produsul tău și ce înseamnă să plece unul dintre ei și să nu ai backup. De acord. Întotdeauna puțin la modul în care veți lucra împreună cu membrii. Ei vor fi, odată ce ați stabilit un subiect, vor fi implicați și în realizarea subiectului sau acolo veți avea putere monarhică asupra subiectului? Depinde foarte mult de subiect. Sunt subiecte și subiecte. Evident, când e vorba despre o investigație sensibilă, trebuie să păstrezi acel subiect într-un cerc cât mai închis. Mă gândeam poate asta, să știe 1, 2, 3 oameni despre subiect în sine sau despre mare parte din subiect, despre sursele din subiect și atunci nu putem să deschidem complet orice tip de material, dar foarte multe tipuri de materiale nu necesită această atenție sporită la protejarea identității unor surse sau pur și uneori nu poți să vorbești despre el pentru că se află și nu mai poți să mergi mai departe, se blochează și e păcat. Dar puterea magică pe care o vom avea este cea a numerelor mari. Ori noi dacă vrem să vorbim despre cafea, avem 1643 de oameni pe care putem să-i întrebăm despre cum consumă ei cafeaua, ce fel de cafea consumă, câte cafele beau pe zi. Adică putem chiar să creăm aceste... Avem un eșantion extrem de mare și de folositor pentru genul ăsta de subiecte unde avem nevoie de mult input. Și aici vor ieși niște subiecte foarte, foarte mișto. De exemplu, din primele discuții, pentru că am experimentat deja forme de implicare și de comunicare cu publicul, am avut 3 întâlniri și sănătatea este de departe pe primul loc. Însă sănătatea e un univers întreg. Sunt atât de multe paliere și probleme pe fiecare palier al sistemului de sănătate, încât pare inepuizabil subiectul. Și atunci, evident, când avem nevoie să vorbim despre o felie din acest sistem și avem deja 100 de oameni care s-au dat cu capul de aceeași problemă în toată țara, putem crea... Avem 100 de surse cu care putem să discutăm, să ne spună poveștile lor, să ne dea contacte, să vină cu relatările lor personale. Știi? De asta, implicarea va diferi foarte mult de la subiect la subiect. Poți să fii total implicat de la început, de la idee, să vii cu ideea și să vii cu noi pe teren, dacă ne apucăm de acel subiect. Să vii cu noi pe teren, să faci, nu știu, să vii cu contacte, poate vrei să înveți și să scrii, faci interviuri. Sau poți să nu faci nimic. Ce subiecte nu veți aborda? E foarte greu de spus ce subiecte nu vom aborda, dar ceea ce este clar este că nu vom sta lipiți de ecranele televizoarelor și să replicăm declarațiile la cald ale unora și altora, care de cele mai multe ori sunt complet irelevante și, din păcate, mare parte din felul în care funcționează astăzi presa este pur și simplu o reluare infinită a unor vorbe, de cele mai multe ori fără o valoare reală în economia vieții. Nu o să fim o publicație de știri, nu o să ne uităm la problemele de actualitate care apar la televizor, pentru că de asta se ocupă deja cu toții și de asta vrem să accelerăm colaborarea asta cu publicul, ca să creăm, de fapt,
agenda publică bazată pe nevoile reale ale consumatorilor produsului nostru. Ștefan, îți mulțumesc mult pentru participare. Multă baftă în continuare. Mulțumesc mult și vă așteptăm cu idei. Mersi mult că v-ați uitat la noi. Nu uitați, intrați pe inclusiv.ro. Dacă vreți să fiți membru, porțile sunt deschise. Acolo, iar după aia pe startup.ro, unde nu trebuie să fiți membru. O zi bună!